Marshallplan für die Ukraine, der muss auch gut geplant und entwickelt werden. Das haben wir uns vorgenommen. Spunea cancelarul german Olaf Scholz la finalul summitului G7 găzduit de țara sa. Ideea ajutorului pentru reconstrucția Ucrainei a fost însă vehiculată încă din luna martie în Bundestag și inclusă și în declarația finală a reuniunii celor mai puternic industrializate state. Ne angajăm ferm să sprijinim reconstrucția Ucrainei printr-o conferință și un plan internațional de reconstrucție elaborate și implementate de Ucraina în strânsă coordonare cu partenerii internaționali. Și asta se întâmplă astăzi la Lugano, în Elveția, unde reprezentanții a 40 de state și organizații neguvernamentale schițează planul Marshall pentru Ucraina. Pilonii pe care urma să fie construit planul Marshall au fost sprijin financiar pentru țările distruse în urma războiului, livrarea de alimente și nu în ultimul rând ajutor pentru reconstruirea structurilor democratice. This is certainly not the program of a country. Programul pentru o țară, Ucraina, are în vedere, într-o primă fază, asigurarea serviciilor de bază pentru populație, alimentarea cu apă potabilă, energie electrică sau accesul la internet. În etapa a doua este vizată dezoligarhizarea, dar și consolidarea instituțiilor anticorupție, o etapă extrem de importantă pentru integrarea Ucrainei în structurile euroatlantice, indiferent de cum va arăta această țară după război.